ANRE s-a apucat de treabă. O companie care vinde gaz lichefiat ar putea fi închisă pentru că a majorat prețurile nejustificat. Este vorba despre compania Dominic. Decizia a fost luată ieri la ședința Consiliului ANRE. Totodată, autoritățile au dat 14 zile companiei Lukoil ca să-și ajusteze prețurile. Contactați telefonic, reprezentanții Dominic nu au răspuns la telefon pentru a comenta situația. Potrivit unui comunicat al ANRE, agenția a suspendat licența Dominic și a transmis materialele către CNA și Fisc. Totuși, doar judecata poate decide sistarea activității companiei. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, afirmă că instanța se va expune în câteva zile. Decizia vine după ce autoritățile au declarat în repetate rânduri că petroliștii majorează prețurile nejustificat. Asta în timp ce pe piața internațională prețurile scad în ultima perioadă.